Bună ziua, sunt Cristian și trebuie v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Miezul Problemei. Autoritățile vor să introducă o nouă taxă de înmatriculare. Nu știm exact cum mi se va spune, taxă de mediu, taxă de înmatriculare, taxă de poluare. Cert este că ar trebui și să fie gata proiectul acesteia până la finalul acestui an și ar fi foarte probabil să intre în vigoare de anul viitor. Și mai avem o certitudine, faptul că de când a fost eliminată fosta taxă de mediu, în România, din februarie și până în septembrie, au fost înmatriculate aproximativ 400.000 de mașini second hand, ceea ce înseamnă cu peste 100.000 față de anul trecut, iar estimările sunt că până la finalul acestui an va ajunge acest număr al mașinilor second hand aduse din străinătate la peste 600.000. Discutăm despre această situație, despre viitoarea posibilă taxă de înmatriculare, de mediu, de poluare, cu invitații ediției de astăzi, domnul Mircea Coșa, invitatul permanent al emisiunii. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Domnul Cristian Muntean, președintele Asociației Serviciilor Auto Independente. Bună ziua, bine ați venit. Și Augustin Hagiu, președintele Federației Operatorilor Români de Transport. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Bună și cu dumneavoastră și vreau să încep, domnule Hagiu, cât de sau de ce ar fi oportună din nou această taxă, din moment ce, iată, a fost eliminată la începutul acestui an. Și eu vă pot spune că din principiu, după toți anii ăștia care s-au scurs cu mine în activitatea de transport și cu colegii mei, sunt împotriva oricărei taxe care vine în plus. Am avut taxa aceasta de poluare, înmatriculare, mediu, cum s-a mai numit în toate formele ei. Vreo 4 taxe, mai multe forme, da. Cred că au fost 5, nu 4, dar nu vă contrazic, nu mai contează, deja cifrele depășesc realitatea. Problema se pune în felul următor. Din nou se discută cu ușile închise, noi n-am fost convocați la niciun fel de discuție, nu că am fi buricul pământului, dar cred că am fost foarte vocali în ultimii ani în ceea ce privește forma existentă a acestei taxe și am venit de fiecare dată cu argumente, spun eu, pertinente și am putea să, mă rog, să ne asociem unui demers dacă se dorește constructiv. Demersul ăsta nu trebuie să urmărească neapărat partea financiară, ci să se cupleze la toate celelalte probleme economice, sociale și să determine, bineînțeles, pe componenta de mediu, o politică națională. Pentru că banii colectați, indiferent de cum numim taxa asta nouă pe care unii vor să o impună, banii colectați trebuie să-și atingă obiectivul. Obiectivul acela, fiind acela de a încuraja achiziția de vehicule mai prietenoase cu mediul, de a încuraja achiziția de vehicule care utilizează carburanți alternativi, de a încuraja, pe de o parte, și mediul privat în transportul comercial să facă investiții în astfel de vehicule, dar, pe de altă parte, ar trebui să încurajeze și investitorii privați, sau, mă rog, cei care sunt în zona administrației publice locale, să utilizeze fonduri, să primească totodată scutiri pentru a dezvolta rețele. Sunt unul din pionierii rețelelor de gaz natural comprimat, gaz natural lichefiat. De curând am fondat o altă asociație care se numește ARCA, Asociația Română de Carburanți Alternativi. Mizez și eu pe faptul că România va respecta directivele europene în domeniu, mă refer aici la directiva 94 privind carburanții alternativi, și statul va avea o politică națională care să vizeze atât rețelele cât și vehiculele. Din punctul meu de vedere, cea mai bună formulă prin care putem aplica o taxă de genul ăsta este cea care deja se practică în Austria de foarte mulți ani, și anume aceea ca în impozitul anual să existe o componentă de taxă de mediu, să-i spunem, sau cum dorește să o numească administrația publică centrală sau Parlamentul după caz, astfel încât la achiziția unui vehicul nou să ai 0 bani în plus față de impozit, iar după 15 ani de zile să fii descurajat cu o taxă mai mare în raport cu valoarea mașinii să mai deții această mașină. Modelul se practică în Europa, n-a fost atacat nici de comisie, nu a existat infringement pe modelul ăsta și este, din punctul meu de vedere, singura formulă prin care putem aplica în mod corect în România principiul poluatorul plătește. Am auzit și alte idei. Am văzut și niște parlamentari treziți așa de dimineață, probabil pe stomacul gol și fără să-și bea cafeaua, care au venit cu tot felul de aberații. Am văzut și timid ministerul cum încearcă să ne arunce prin intermediul nostru al presei tot felul de idei.
Din punctul meu de vedere, aici e nevoie de o mână de fier care să spună clar, da, aplicăm principiul poluatorul plătește după modelul european și ne asumăm că banii respectivi vor fi utilizați pe o politică în domeniu care să vizeze XYZ. Noi ca presă nu putem decât să discutăm aceste variante. Sau suntem deschiși. Eu personal sunt deschis să particip la orice fel de discuție, de dezbatere, dar asta voi susține și o să vedeți că dacă va fi cazul, nu mă voi îndepărta de ceea ce spun astăzi în emisiune, pentru că nu văd o altă formulă. Domnule Muntean. Nu sunt adeptul introducerii niciunei taxe noi, în general, ca principiu. Cu toate acestea, însă trebuie să vedem o realitate care nu ne va plăcea, dar care este totuși o realitate românească. Și anume faptul că în primele 9 luni ale acestui an, așa cum a spus și dumneavoastră, aproape 400.000 de mașini vechi au intrat pe drumurile din România. În același timp, trebuie să vedem că există și o gaură imensă la buget, care într-un fel va trebui acoperită. Mai mult decât atât, eliminarea acestei taxe duce la subfinanțarea programelor de încurajare a renoirii parcului auto și de a folosi tehnologii mai puțin poluante. Poluarea totuși trebuie să fie o problemă care să ne preocupe pe toți, indiferent că ne place sau nu ne place, sau ne dorim sau nu ne dorim. De asemenea, trebuie să avem în vedere și faptul că drumurile din România sunt din ce în ce mai aglomerate. Lipsa parcărilor este o problemă, iar dacă va trebui să alegem între a permite accesul oricărei persoane din România, indiferent de buget, să-și cumpere o mașină, indiferent de starea tehnică și de poluare, și să alegem între sănătatea națiunii, și anume să încurajăm tehnologiile nepoluante, eu cred că avem cu toții datoria să alegem sănătatea națiunii, în lipsa confortului despre care vorbeam, astfel încât nu orice persoană să meargă cu o mașină dacă nu îndeplinește niște criterii tehnice și minime de poluare. Vedeți dumneavoastră, lucrurile acestea însă trebuie să fie îmbinate într-o lege care să nu presupună aplicarea unor proceduri de infringement, așa cum s-a întâmplat în cazul timbrului de mediu. Din 2007 până Curtea 2017, de Justiție a Uniunii Europene, practic, a obligat România, da? Și mai mult decât atât, statul român trebuie să plătească, să restituie acele taxe cu dobândă. Da? Asta va reprezenta, în realitate, o gaură imensă la buget. Până în momentul de față, a existat un calcul cât au fost taxele pierdute prin eliminarea acestui timbru de mediu și depășeau 500 de milioane de euro. E adevărat, ne-am fi dorit ca cu astfel de sumă de bani să fie investită exact în acele programe și să nu se scurgă spre alte direcții care nu au de a face cu protejarea traficului, a cetățenilor, a mediului, dar avem o astfel de lipsă de bani la buget și din punctul meu de vedere va fi necesară introducerea unei taxe, dar care să se refere, să aplice exclusiv acel principiu. Poluatorul plătește. Nu neapărat capacitatea cilindrică, nu neapărat vechimea mașinii, ci gradul de poluare. Ăsta este să fie parametrul principal. Domnule profesor Coșa, cum vedeți această inițiativă de a reintroduce această taxă? Vedeți, noi la miezul problemei am discutat întotdeauna probleme care afectează viața cetățeanului. E, astăzi cred că suntem exact în miezul problemei, pentru că problema asta care o discutăm sub diferite unghiuri, dacă va fi un impozit, dacă va fi un timbru, de fapt reprezintă una dintre cele mai complicate probleme ale unei societăți și puține țări le-au rezolvat eficient și pe termen lung. În România văd că lucrurile merg așa cum merg și multe altele. Eu sunt foarte, cum să vă spun eu, sunt îngrijorat de un lucru pe care domnul Hagiu l-a spus. Domnul Hagiu, domnul Munteanu sunt persoane care știu ce vorbesc. Sunt foarte cunoscute în mediul ăsta, sunt oameni care au avut poziție, care s-au bătut în Parlament pentru anumite legi. Deci când avem de a face cu astfel de oameni, trebuie să ne punem întrebarea, în ce măsură sunt folosiți de societate. Faptul că domnul Hagiu spune că nimeni până acum, din cei care ne conduc, indiferent de culoarea politică, indiferent de opiniile pe care le au politic, nu s-au interesat de această problemă, e un lucru foarte grav. Pentru că problema transportului devine o problemă de interes național și nu numai public. De ce? Pentru că ea este una dintre cele mai ramificate probleme. Discutăm dacă mașinile poluează și ce facem cu ele. Dar în același timp trebuie să ne gândim că există o anumită putere de cumpărare în România
că există o anumită implicare a oamenilor în activități care cer deplasări la distanță, că există locuri de muncă în o rază de 100 sau mai mult de kilometri pe care omul trebuie să le accepte că n-are cum, că există un transport public mizerabil, că există o rețea de infrastructură mizerabilă, trebuie să ne gândim și la industria națională de autovehicule, care trebuia să fie, care trebuie și ea să fie încurajată, trebuie să ne gândim la faptul că automobilul, la persoana fizică, a devenit aproape, în marile orașe, un bun de consum curent. Adică e foarte greu ca să te întorci la metode tip Ceaușescu și anume să interziți circulația într-o zi sau alta sau să zici de dimineață circulă unul, după masă circulă alta. Nu se mai poate lucrul ăsta. Deci trebuie un mare complex de probleme puse de acord ca să ajungi la o rezolvare măcar parțială a acestei probleme care se va agrava îngrozitor, după părerea mea. După părerea mea, la nivelul Bucureștiului, circulația se va bloca în 3 sau în 5 ani de zile, indiferent că avem mașini poluante sau nepoluante. Dacă sunt poluante, vom avea și mai mulți bolnavi pe stradă, pentru că mașinile astea vor polua aerul și celor care sunt nevinovați, săracii, merg pe stradă, cât ori mai merge. Trebuie să ne gândim și la faptul că aceste mașini cer locuri de parcare. Domnul Munteanu a amintit lucrul ăsta. Nu poți să le pui în pom. Trebuie să gândești la faptul că trebuie să existe o mai mare, a spune eu, grijă în legătură cu pregătirea șoferilor, modul cum se circulă. Deci întreaga societate, până la urmă, ajunge să fie inclusă într-o problemă care, de fapt, acum vreo 60-70 de ani, în Europa se numea Revoluția Motorizării. Două țări din Europa sunt exemple clare, care au făcut o dezvoltare extraordinară a societății prin motorizare. Este Italia cu Fiatul 500 și Franța cu Deux-Chevaux, cu Citroën Deux-Chevaux, care au dat drumul în masă la automobile, care la rândul lor au dezvoltat autostrăzi, comerț, infrastructură, fel de lucruri. E, toate lucrurile s-au plecat de la ceva. Și anume o corelație foarte bine reglementată între creșterea puterii de cumpărare și creșterea calității traficului. La noi lucrurile astea nimeni nu le gândește. La noi se cumpără automobile încă în mare parte, indiferent de o gândire economică, automobile imense care consumă mult, care poluează mult, încă există această, a spune eu, lipsă de grijă față de una dintre cele mai importante ramuri astăzi ale economiei românești, care transportatorul, transporturile, aduc o parte importantă la PIB. Deci, până la urmă, eu aș vrea ca să vă spun un lucru. Timbrul sau impozitul de care discutăm noi azi este, sau ar trebui să fie rodul unei gândiri foarte serioase. Dacă, așa cum spunea domnul Hagiu, la un minister să pune accentul pe, și domnul Munteanu, pe venituri la buget, și atunci să ne punem timbrul ăsta, mai câștigăm încă vreo nu știu câte milioane, mai plătim salariile cu ele, ar fi o tragedie. Dacă începe să reglementeze acest lucru de frica Uniunii Europene, se va ajunge iar la o problemă gravă și aici avem problema gunoiului. Problema gunoiului care în România se face numai cu bățul din spatele Uniunii Europene, se face prost. Ajung să fie incendii imense și alte lucruri. Deci e foarte bine că discutăm lucrul ăsta și aș fi foarte încântat dacă mă avea și o participare a telespectatorilor, pentru că sunt foarte mulți interesați. De ce? Pentru că, până la urmă, un automobil este o parte a bugetului familiei. Așteptăm. Noi ne gândim la creșteri de salarii, la creșteri de pensii, dar nu ne gândim că pe partea cealaltă apar niște cheltuieli pe care până acum nu le-am avut decât palid, dar care încep să crească. Pe exemplu, impozitele și taxele, utilitățile și acum și automobilul. E ca la un calculator, ca la o imprimantă. Ai cumpărat o imprimantă, trebuie să cumperi și hârtie și cerneală. La automobil la fel. Deci lucrurile sunt într-o împletire atât de strânsă, încât consultarea oamenilor care știu despre ce este vorba, eu cred că este absolut obligatorie. Asta este interesant de văzut. Ce avem până acum, datele până la urmă?
Știm doar că se lucrează la această nouă taxă de mediu. Este un grup de lucru constituit din reprezentanții Ministerului Mediului, Ministerului Economiei și reprezentanții industriei auto. Asta cel puțin spunea șeful administrației Fondului de Mediu, care mai spunea de asemenea că lucrurile sunt foarte dramatice. Nu a dat detalii, este vorba de Cornel Brezuică, nu a dat detalii despre cum ar putea arăta această taxă, dar s-au desprins câteva variante. Una ar fi să fie taxare o singură dată, adică așa cum a fost și până acum la înmatricularea autovehiculului. A doua variantă, o plată anuală gen impozit sau altă taxă care să aibă o valoare mai mare pentru autovehiculele cu normă de poluare inferioară. S-a mai desprins și varianta să fie plătită la ITP, nu la înmatriculare. Și acum aș veni la dumneavoastră din nou, domnule Hagiu, să vă întreb, sunteți un reprezentant până la urmă al industriei auto, al transportatorilor. Ați fost consultat pe această problemă? Al consumatorilor de industrie auto, nu al industriei auto. Al consumatorilor. Așa. Nu, n-am fost consultat. Vreau să mai completez ceva din cele spuse și de domnul Coșa și de domnul Dean. Deci, din punctul meu de vedere, o politică, așa cum vorbeam, de care avem nevoie cu toții pe zona aceasta, trebuie să țină cont de niște aspecte. Unul din aspecte este că indiferent că avem sau nu evoluție economică sau dezvoltare economică, nevoia de mobilitate este direct influențată, dar direct influențată, de ceea ce înseamnă arealele industriale, zona de comerț și servicii și așa mai departe. Și că, bun, termenii corect folosiți și pe care aș vrea să-i văd transpuși în legislația noastră sunt cei de încurajare respectiv descurajare. Discutam de programul Rabla. Noi n-am avut un program Rabla pe transportul comercial. Deci pe vehiculele comerciale n-a existat un program Rabla. Cu toate astea, și vehiculele comerciale, adică și industria de transport, a generat venituri pe toate formele de taxă de mediu, matriculare, primă matriculare și așa mai departe existente. Deci eforturi piața de transport a făcut la achiziția de vehicule, a transferat acești bani, a plătit. Pe partea cealaltă însă nu a existat nicio măsură de încurajare a renoirii parcului. Spunea domnul Cristian înainte de intrarea în emisiune, spunea că vârsta medie a parcului de vehicule necomerciale, de autoturisme, este de 10 ani. Vârsta medie la vehicule comerciale depășește 10 ani. Se duce undeva la 12 ani. Bun, există și țări mult mai bine ancorate economic, cum este Spania, spre exemplu, unde vârsta medie a parcului comercial depășește 12 ani. Doar sau să nu mai dau exemplu Greciei. Peste 13 ani, să știți. Poftim? 13 ani este vârsta medie la noi. La comerciale? La non-comerciale. Okay. Da. Este cea mai mare din Uniunea Europeană. Ok. La comerciale o să observați că avem extremele. Avem Grecia pe de o parte și Bulgaria, unde vehiculele comerciale sunt foarte, parcul de vehicule comerciale foarte îmbătrânit. Și cu toate astea merg cu ele. Pentru că îi interesează mai puțin partea de mediu sau, nu știu, au altă politică. Există însă țări precum Germania, Olanda, Franța și așa mai departe, unde lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Adică sunt la polul opus din punctul ăsta de vedere. Eu văd că ca singură formulă de a ieși din această dezbatere cu un act normativ serios este ca la masa discuțiilor sau în acel grup de lucru, pe lângă noi cei care cumpărăm vehicule, serviciurile care sunt evident parte a întregului sistem pe zona asta, să vină Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Transporturilor. Cum să facem un grup de lucru fără cele două ministere? Adică, pe bune, e un pic absurd să nu se supere pe mine cei care... E bună inițiativa grupului de lucru, pe lângă faptul că trebuie să ne cheme și pe noi, trebuie să cheme și aceste două ministere. Unul din ministere, Ministerul Dezvoltării Regionale, are ca și atribuții ceea ce înseamnă transportul public local la nivelul unui județ prin consiliul județene, la nivel local prin UAT-urile respective. Pe partea cealaltă, Ministerul Transporturilor gestionează programul de transport interjudețean, deci cel național, și partea de transport feroviar totodată. Toate lucrurile trebuie coroborate.
Putem să ieșim cu un act normativ simplu, sec, care să spună că începând cu 1 ianuarie 2019, la plata impozitului anual per vehicule și alea comerciale și alea necomerciale, în funcție de, cum spunea mai devreme domnul Cristian, în funcție de, luăm atât, atât și atât, dar nu este suficient. O să continuăm să discuția, vedem ce facem pentru și cu că așa a fost și până acum. N-a fost foarte, celelalte taxe nu au fost foarte transparent adoptate și ne-am trezit cu ele că au trebuit anulate, revenind după scurtă pauză de publicitate. Am revenit în direct, discutăm în continuare despre intenția autorităților de a reintroduce o variantă a taxei de mediu, o taxei de poluare, a taxei de înmatriculare. Nu știm încă exact cum să-i spunem acestei taxe care ar putea intra în vigoare de anul viitor. Au venit între timp și mesaje de la telespectatori. Vasile din Ploiești spune așa: dacă se aplică taxa de poluare, indiferent cât ar costa, oare se va diminua poluarea? Florin din Brașov: mai sunt și oameni care au nevoie de transport și cu un salariu de 1400 de lei nu își vor permite o mașină nouă. Stelu din Dolj: nu ne permitem cu salariile actuale astfel de taxe, iar de a achiziționa o mașină nouă nici nu încape vorba. Ei, vezi? Că până la urmă ne întoarcem la baza societății românești, și anume sărăcia. Sărăcia în termen modern, nu că mor de foame, dar nu poate să facă față condițiilor vieții pe care noi o trăim, volens, nolens, pentru că suntem membri ai Uniunii Europene, avem pretenții de piață unică, pretenții de, a spune eu, de trecere la cât mai aproape de media europeană. Dar adevărul ăsta este, când ai 1400 de lei salariu sau chiar 2000, care deocamdată se impozitează, văd că s-a renunțat la neimpozitarea venitelor de 2000 de lei, e foarte greu să-ți permiți o mașină nouă. Iar o mașină veche are, n-am să știți mai bine ca mine, cheltuieli mari ca să o repari, consumă mult și altele și altele. Neavând banii ca să faci lucrurile astea, ești într-un risc permanent ca să ai un accident. Și riscul ăsta se multiplă pentru că nu ai nici șosele. Toate sunt într-un angrenaj care până la urmă mie mi-e teamă că se va termina sec, cum spunea domnul Hageu, prin o decizie clară, două, trei rânduri. Sunt convins că se va introduce o taxă, un timbru, ce vreți, spuneți-i cum vreți, pentru că nevoia de bani este extraordinară la buget. Și până la urmă nici n-aș contesta lucrul ăsta. Dacă, așa cum spune telespectatorul nostru, dacă într-adevăr ar scade gradul de poluare. Dar nu va scade. De ce? Pentru că vor continua să circule mașinile astea, nu avem putere să le înlocuim, iar celebrele planuri care le aud din 1995-96 cu transformarea Bucureștiului și a orașelor mari în orașe nepoluate cu niște instalații de fel de fel de absorpție a gazelor, astea sunt povești. Povești ca și șoselele suspendate pe care le-am auzit de la ultimii primari generali ai capitalei. Deci banii se vor da. Problema este unde se vor duce. Am dat bani pentru acciza de 7 eurocenți. Unde sunt banii? S-au construit autostrăzi? Am dat bani pentru fondul de, că am discutat acum o săptămână, cu fumatul, nu? Exact. S-au dat bani acum vreo 7-8 ani de zile pentru băuturile astea, limonade și nu știu mai ce, ca să nu se îmbolnăvească copiii. A funcționat câteva luni. Unde sunt banii aia? Deci până la urmă, fără o transparență și fără o răspundere foarte clară față de bani, pentru că știți, e o vorbă care acum este destul de așa, o folosește toată lumea, dar e așa de adevărată. Dom'le, până la urmă sunt banii noștri. Toți banii care discutăm sunt ai noștri, alți bani nu sunt. Banii nu se fac de undeva. Nu-i facem Mugurița Rescu la bancă. Banii sunt făcuți din ceea ce noi plătim, impozite și taxe. Și, domnul Munteanu, cât din noi plătesc impozite și taxe? Hai să fim sinceri. Foarte puțin. Absolut. Deci această taxă va veni tot peste cei care plătesc. Că cei care evazionează ca mod de viață vor continua. De ce? Pentru că controlele se fac orientat, se fac superficial, nu ajung acolo unde trebuie. Văd că Portul Constanța a devenit o arie curată de orice fel de evaziune. Nimeni nu se duce pe acolo. Toate intențiile guvernului de a impozita profiturile multinaționalilor și a băncilor s-au dus și ele ca fumul. Ce a mai rămas? A rămas realitatea acestor impozite. Și atunci telespectatorii noștri au total dreptate. Până la urmă ne oprim la cât câștigăm.
Și soluția ar trebui de aici să vină. Noastră care sunteți specialiști, domnul Hagiu, domnul Munteanu, domnule, există posibilitatea ca să creăm un automobil ieftin, nepoluant și popular? El există deja. Unde? Există. În lume? Există în lume, evident, nu la noi. Doar că acum este războiul celor două lumi. Este lumea care deține producția de autovehicule clasice la nivel mondial, care începe să facă un pas înapoi și simțim asta chiar în declarațiile făcute acum o lună de președintele companiei Mercedes, care a bulversat întreaga omenire. Dar da, realitățile da, pe care le-a enunțat, un discurs foarte interesant și care ar trebui să dea de gândit. Și avem lumea cealaltă a ITS-ului, a zonei de inteligență, da? Artificială, care vine și câștigă teren. Ce spunea de fapt președintele Mercedes? Că peste 10 ani de zile vor fi doi mari producători la nivel mondial, unul din ei fiind Apple. Da, asta este tendința, asta este direcția. Am discutat și eu teza asta cu români de-ai noștri, cu colegi de-ai mei, și mi-a zis, e imposibil, domne, că la noi încă circulă căruțele, așa cum vă arătam în pauza de reclamă, pe DN1, pline cu lemne, apropo de a fi sau nu fi vizat de către instituțiile statului. Nu e nimic imposibil. Faptul că noi, ca și țară proaspăt intrat în Uniunea Europeană, că n-a trecut foarte mult timp din 2007, nu? N-au trecut decât 10 ani de zile. Decât 10 ani de zile, în care n-am făcut aproape nimic. Deja avem internet 5G la dispoziția oricui. Nu mă face să cred că o să fim mai prejos peste 10 ani de zile. Doar că discrepanțele la nivel social între cei care accesează și cei care nu pot accesa, corect, vor fi majore. Da. Asta presează întotdeauna, în mod negativ, orice dezechilibru de genul ăsta, creează ceea ce avem în momentul de față. Cum pot eu să-i spun vecinului meu, care este mai sărman, a avut mai puține posibilități și mai puțin noroc în viață și are un venit mediu, coroborat toate, și el și soția, are și el un copil. Ok, merge copilul în excursie, odată pe an, dacă își permite să-l trimeată într-o excursie. Dar în weekend are și el o mașinucă de asta, de 1000 și ceva de euro. Vrea și el să-și ducă copilul la munte. Da, da, da. Și e normal, pentru că așa, mă rog, familia așa lucrează, da? Ne luăm copilul, scoatem și pe el la iarbă verde. Cu ce să meargă? Cu trenul? Ok, îl duce și cu trenul de 7 ori pe an. Dar odată îl duce și el, hai tati, cu mașina noastră. Aia care ne-am permis-o. Și atunci politicile astea trebuie să țină cont, evident, așa cum spuneați, de contextul economic-social în care se află țara noastră. Ce ne permitem? Cum încurajăm și cum descurajăm și care sunt etapele de descurajare, respective etapele de încurajare. Tocmai pentru a nu apăsa și mai rău pe pătura socială care nu are șansa să se ducă mai sus pentru că politicile noastre economice, sociale nu sunt în manieră să-l ducă mai sus. Păi dacă e să mă raportez la treaba asta și primii la care m-aș duce să le iau bani, n-ar fi oamenii care au un vehicul să le iau taxa asta. M-aș duce la cei care primesc acum ajutor social și mai mănâncă și din, și nu o spun cu răutate, o spun oarecum frustrat. Și cei care mai mănâncă și alocația copiilor și beau toți banii familiei la crâjma din sat, seara să duce-și bate nevasta și copiii să culcă și a doua zi la 7 rupe din nou ușa crâjmei. Asta este imaginea rurală din România. Satul ăla strămoșesc pe care știm noi s-a rupt de... da? Acolo mă aștept să iau bani. Colegul meu, să-l pun la muncă. Domnul Cristian Citre a avut o inspirație extraordinară și acum vreo două emisiuni am discutat problema asta. Știți că e o legendă? Știți că asistenții sociali în România sunt foarte puțini? Câți 280.000. Dintre care 3 sferturi sunt copii. Venitul minim garantat, nu? Deci ori eu așa ori face. Am văzut și eu pe marginea drumului. Am văzut când mă duceam cu ajutoare și când vedeam ce este în satele alea. Dar speranța asta că putem ca să mai echilibrăm prin ajutoarele sociale e destul de palidă. Eu m-aș gândi mai mult la taxarea într-o formă sau alta a celor care au mult mai mult decât poate să justifice. Avem o nevoie de câteva sute de mii de locuri de muncă pe toate sectoarele economice din România. Și n-avem oameni. Și n-avem oameni. Da. Evident că vă dau 100% dreptate. Nu mă refeream la asistații sociali cu probleme reale. La persoane cu dizabilități, la, mă rog, persoanele care chiar au probleme reale. Da.
Aia sunt. Mă refeream la oamenii care reprezintă o forță de muncă, care ar putea fi reactivată prin niște măsuri care să nu încurajeze nemunca, ci să încurajeze munca. Asta e ideea, foarte bine. Aici este problema. Nu e problema numărului, e problema politicii pe care o duci. E politică de încurajare sau de descurajare? Aș vrea să-i văd șoferi pe 4-5.000 de ron pe lună, că avem nevoie. Minus 12.000 sunt. Crește, crește de la o zi la alta. Oamenii pleacă. Avem nevoie de sudori, apropo de, da, de segmentul de activitate reprezentat de domnul Cristian. Avem nevoie de sudori. Serviciul au nevoie de sudori și nu numai ele, întreaga industrie asta care mai este. Doamne iartă-mă, ne batem joc. Oamenii stau la crâșmă. Nu știu, ori avea, ori avea de la primărie bani. Eu zic că au, pentru că am vorbit cu o parte dintre ei. Și eu provin oarecum din mediul rural. Da, pe cum arăta, cum arăta satul în care eu am copilărit și cum arată acum, e o diferență majoră. De la 7 dimineața, oameni pe care îi știu de o viață, am eu 40 de ani, probabil îi știu de 30 ceva de ani, care și-au pierdut total orientarea în viață, nu mai au nicio legătură cu realitatea. Stau și beau poșiri ca aia nenorocită la crâșme. Nu știu, ne trebuie unul cu mână de fier, guvern, să spună, bă, stop! Crâșma nu mai deschide decât 2 ore seara, între și între. Și s-a terminat. Toată lumea bea la mediul rural de dimineață până seara. Eu nu cred că ar trebui să generalizăm aici, pentru că sunt aceste probleme, iar guvernul ar trebui să facă doar, nu știu, să închidă, să dea dispoziție când se deschidă cârciuma. Ce scuze, am trecut dintr-un an. Exact, doar să vă spun, acum începe toamna cu vin și cu țuică. Știți ce înseamnă asta? Aproape 1 miliard evaziune. Pentru că în România, eu am studiat problema asta, am și scris pe tema asta, se produce enorm, enorm în gospodării alcool de diferite tipuri, de la tescovină până la vin de ăsta prost. Astea toate sunt nefiscalizate. Nimic, nu se fiscalizează nimic. Încep târgurile astea, festivalul nu știu cui, să vă uitați, festivalul poamenilor, acolo se vinde fără niciun fel de fiscalitate, vin și țuică cât vrei. Sigur că dacă ar trebui ca să ai o politică coerentă, cum bine ziceți, ar trebui nu să închizi la ora cu tare cârciuma, dar să te duci și să, măcar să urmărești ce se întâmplă cu această, cu această producție de drog. Că până la urmă alcoolul e un drog, care în România face mulți morți pentru că este și artificial, e creat din Dumnezeu știe ce. Așa este. Am deviat de la problemă, dar e bine că a venit problema asta, da, ca să arătăm că... Am deviat în balans cu ceea ce înseamnă noi taxe, cu care până la urmă ochii suntem de acord. Eu deschid televizorul dimineața și aud în fiecare zi accidente. În fiecare zi. Din accidentele care le aud, 3/4 sunt de șoferi beți. Dar beți rău, cu alcoolemie mare. Aici ar trebui să fie niște măsuri foarte dure. Și asta în ciuda legislației foarte dure pe care noi avem la alcool, adică se ia permisul pentru cea mai mică alcoolemie detectată, pe când în alte țări este permisă oarecare alcoolemie. Dacă îmi permiteți, vă rog. Am făcut ieri un studiu cu alți colegi ai dumneavoastră jurnaliști, să vedem în trafic câte persoane obișnuiesc să încalce legea. Și lucruri minore, aparent. Fiecare a patra mașină, știu că sună mult, dar atât așa a dat. Fiecare a patra mașină a încălcat legea în felul următor. Majoritatea cazurilor nu aveau centură de protecție, vorbeau la telefon sau scriau SMS-uri sau pe Facebook, cu WhatsApp, cine știe pe ce altceva, întorceau prin loc nepermis. Da? Și credeți-mă, când am stat să număr, am rămas siderat. Și vă spun care sunt principalele 5 cauze ale producerii accidentelor. Prima cauză este faptul, neatenția la volan și condusul distrat, în care nu ești atent. A doua cauză este vorbitul la telefon. A treia cauză este atunci când atenția ne este distrasă de un eveniment exterior, nu știu, o persoană, o mașină, o clădire. A patra cauză o reprezintă discuțiile în contradictoriu cu cei din mașină. Și a cincea cauză, mâncatul în mașină și alte activități. Lucruri care atrag atenția. Lucrurile astea, distrag de fapt, le vedem în trafic. Bun, ca să revenim. Și ca să fac eu acum un pic pe avocatul diavolului și pe cei care
spun și sunt pentru reintroducerea acestei taxe, cu care, iată, nici telespectatorii și nici dumneavoastră ați spuneți că nu ar trebui reintrodusă. Ei spun așa și vin cu argumentele pe care le-am mai spus. Numărul extrem de mare de mașini second hand care se aduc în România, riscul ca țara noastră să se transforme într-un cimitir de rable. În România, 73% dintre mașini sunt mai vechi de 10 ani. Corect. Deci, iată, un număr foarte mare, o pondere foarte mare. Parcul auto românesc, mult mai bătând decât media UE, vârsta medie 13 ani a mașinilor. Și atunci, domnule Hagiu, sau nu știu, ar fi astea argumentele suficiente pentru această decizie? Și dacă da, dumneavoastră... Nu pentru o taxă, ci pentru o politică națională pe termen lung, care să nu se mai schimbe așa în funcție de cum vine unul și altul la guvernare, care să vizeze absolut toate aspectele despre care noi am discutat aici. Să țină cont de contextul economic și social, să meargă în paralel și cu autoturismele, dar și cu vehiculele comerciale, să urmărească totodată dezvoltarea unor rețele de carburanți alternativi, cofinanțare, finanțare, reducere de taxe pe zona respectivă, achiziția de vehicule atât la nivelul administrației publice locale, prin programele care se desfășoară la nivelul UAT-urilor, cât și în mediul privat, adică toată politica asta orientată care ulterior să se închidă undeva. Unde trebuie să închidă o politică de genul ăsta? Să ne propunem ca și obiectiv, da, urmărim niște criterii de performanță, ca în 5 ani de zile vârsta media parcului național combinat vehicule comerciale necomerciale să scadă de la, cât spuneam, 10 ani la 7 ani. Asta e o politică coerentă. Așa se fac lucrurile, cel puțin la noi în mediul privat. Ai un obiectiv, ai criterii de performanță și ai responsabili. Care responsabili înseamnă Ministerul XYZ, instituția XYZ, toate care, fiecare pe zona ei, vin și acționează în mod unitar. Dacă la noi vine unul și împrăștie banii din bugetul de stat că a vrut să ajungă la guvernare, unul, un partid, da? Și după aia nu știe pe unde să mai scoată cămașa și pe unde să mai tragă banii să acopere găurile. Știți pentru ce am plătit noi taxa asta? Dacă nu ar face parte dintr-o politică, așa cum cred că toți de aici de la masă ne dorim și nu doar noi? Noi am plătit, de fapt, că asta spuneam mai devreme, în pauză, noi o să plătim ceea ce de la 31 august 2018, în mod teoretic, pentru că nu avem vreo certitudine că se vor înapoia acești bani, urmează să fie restituit față de formele vechi ale taxelor. Eu vă spuneam, și eu am plătit taxă și de-aia și de-aia. Nu mi-a convenit pentru că nu aplicau corect formula principiul poluatorul plătește. Am plătit. Nu știu dacă vreau să mă duc să mă recuperez. Mai degrabă mi-aș dori o compensare cu o eventuală viitoare formulă de încasare. Și cred că asta ar trebui să gândească și guvernul. Hai să încercăm să compensăm printr-un mecanism foarte simplu, astfel încât să nu... Ce facem de fapt? Dăm niște bani înapoi pe care îi încasăm sau îi încasăm și după aceea începem să îi dăm. Cumva să leagă însă și iarăși o lipsă de transparență care pe mine mă deranjează crunt. Au venit și au spus, dăm bani înapoi, depuneți cererile până la termenul limită de 31 august 2018. Acum văd că încet, încet, așa aruncă în spațiu public idei despre noua formulă de taxă de mediu matriculare și cum s-o mai numi ea, de timbru de mediu. Deci cumva eu înțeleg un debat. Depuneți până la 31 august 2018, noi colectăm probabil de la 1 ianuarie 2018, începem orișca să învârtă, colectăm și începem să plătim. Asta este o politică dezastroasă. Și așa ne-am obișnuit în ultimii 27 de ani. Din păcate, n-am alte cuvinte să spun, dar, repet, sper să facem parte și noi din grupul ăsta de lucru și constructiv să venim cu niște idei. Altfel, nu vom face decât reacție. O chestie care iarăși mă deranjează, că în loc să fim proactivi pe zona de societate civilă, patronate, sindicat și mai departe, noi suntem reactivi. Deci noi reacționăm la niște măsuri care nu ne iau în calcul ca și nivel de... Adică ce s-a plătit vreme de 10 ani, acum să se dea înapoi și trebuie colectat o sumă imensă. Dacă estimările sunt adevărate că doar anul acesta s-au pierdut pentru că s-a eliminat taxa de mediu, timbrul de mediu. Și scuze, asta va crea o presiune pe valoarea taxei pe care vor să o impună. Atât am vrut să mai... Adică ar putea fi una destul de ridicată. Tocmai ca să acopere cea... Exact. Gândiți-vă la un lucru, chiar dacă sună destul de, nu neapărat cinic, analitic. Dacă ne uităm totuși la profilul persoanelor care vor fi afectate de introducerea acestei taxe și cu prima categorie eu sunt clar
nu pot fi decât lângă ei, și anume persoanele cu venituri mici, dar ele vor fi cel mai grav afectate, și samsarii de mașini. Trebuie să vedem felul următor, că o astfel de taxă trebuie să meargă, exact cum spunea și domnul Hagiu, în niște programe, da? Pentru că acele persoane cu venituri mici să-și poată permite, poate să se crească, nu știu, acel tichet, acel voucher pentru Rabla, da? Sau poate să se stimuleze, uitați, industria de transport. Nimănui nu-i pasă de această industrie. Nimănui. Problema și e... care aduce, ce buget aduce din, către din PIB? Păi cred că am sărit de 5,6 aproximativ, aproape de 6% din produsul intern brut. Vedeți, industrii care au zero sprijin din partea statului. Dacă vom lua niște taxe, doar să restituim niște prostii făcute anii anteriori și plătim cu vârf și îndesat. De ce? Pentru că vom plăti și acele penalități și multe procese sunt în instanță și sunt și niște taxe judiciare cu avocați, iar statul român, adică noi, toți ăștia alți, da? Toți vom contribui la prostia pe care au făcut-o predecesorii actualului guvern și a clasei politice și le vom plăti în continuare. Fără niște programe. Eu sunt de părerea următoarea. Dacă unui om mi se explică în mod clar care este, de ce se introduce o taxă și în mod transparent care este traseul banilor, eu cred că oamenii ar înțelege și ar fi mult mai deschiși la a susține. Dar în condițiile în care nu ai nici o comunicare, ai o bâșbâială, ușile închise în care diverse, nu știu, poate nu sunt eu specialist, dar domnul Hagiu în mod sigur este în domeniul acesta, care nu sunt consultate și la sfârșit apare o prostie pe care ulterior va fi demontată din nou și ne întoarcem în același cerc vicios. România retrăiește, România este în ziua cârtiței. Problema e că refuză să vadă realitatea. Foarte scurt vă spun așa. Acest telefon al meu pe masă reprezintă un microbuz de până la 9 locuri, adică un autovehicul necomercial, da? În termenii legislației actuale. El este condus de o persoană fizică, care este și deținătorul vehiculului. Ce face el? Transportă curse regulate, nelicențiat, neautorizat, nu firmă, nu întreprindere individual, nimic, România-Anglia. Și o face câte 3 curse pe săptămână. Închipuiți-vă cât doarme și ce pericol social reprezintă omul ăsta. În spatele lui, de fiecare dată când se întoarce din Anglia, mai are o platformă pe care mai urcă 2 autoturisme pe care le agață. Omul ăsta are niște venituri lunare constante, nete, neimpozitate, da? Nu plătește un leu CAS, CASS și așa mai departe, de aproximativ 2500 până la 3000 de euro, el ca și persoană. Ăștia-s banii pe care îi încasează. Adică cu mult peste orice salariu mediu din România, de 4-5 ori salariu mediu pe economie, făcând acest transport regulat. El trece prin graniță. Eu i-aș lua pe oamenii ăștia din grupul de lucru, i-aș urca într-un avion, că poate nu le place pe infrastructura din România, i-aș duce frumușel în graniță să stăm, nu 24 de ore, 2 ore, într-o zi de luni, de miercuri, de vineri, de duminică, și să numărăm câte microbuze de genul ăsta tranzitează. O să vedeți că sunt mii de microbuze care săptămânal realizează acest transport. Înmulțiți cu cifrele pe care vi le-am spus eu. Toate lucrurile astea le-am discutat la guvern încă de acum 2 luni și jumătate, de când s-a pus problema accizei. Deci de 2 luni și jumătate lucrurile astea sunt cunoscute. De ani de zile vorbim de pirateria în transporturi. Nimeni nu face nimic. Știți ce mi-a spus un mare om politic în momentul de față în România când i-am prezentat acest fenomen? Era chiar înainte de campania la nivel local din 2014, nu? Nu, din 2015. Mă rog, 2016, scuzați-mă. Mi-a spus în felul următor, domnul Hagiu, ăsta reprezintă capital electoral. Păi dacă noi ieșim să le blocăm lor activitatea, din momentul ăla ce am făcut? Ne-am dat foc la valiză, mai ales că spuneți că când sunt câteva sute de mii. Da? E, banii ăștia la buget, apropo de ce spunea domnul Coșa, nu ne trebuie. Nu sunt importanți. Deci nu mai vorbesc de siguranță, de securitate și alte elemente. Sunt bani la negru pe care statul român nu vrea să-i vadă. De ce? Pentru că ăștia reprezintă un electorat important. Și majoritatea, n-am nimic cu oamenii, caută o cale să descurce. Ideea e că o fac incorrect, concurând neloial forme care sunt impozitate, taxate, da? Activități economice care se derulează cu o presiune mare a statului. Și iată.
Dar spuneți-mi, la graniță nu întreabă nimeni cine sunt oamenii. Absolut. Au toate blaturile, scuzați-mi expresia, toate blaturile făcute. Că nu poate să zic că am zeci de imagini, foto, video registrate la fiecare ieșire a mea din țară, că nu sunt cu avion, pe granița de vest cu Ungaria. E un fenomen extrem de vizibil. Numai Orbin ar putea să-l vadă. Să mă scuze persoanele cu probleme de vedere. Numai Orbin ar putea să-l vadă. Dar vedeți că sunt multe accidente cu microbuze. Am avut în fiecare săptămână. Da. Săptămâna trecută a fost accident. S-a răsturnat cu tot cu remorcă, mașina. Am sesizat poliția. Ministerul de Interne cunoaște problema. Guvernul o cunoaște. Ministerul Transport o cunoaște. Nimeni nu face nimic. Și ne plângem că nu avem bani la bugetul de stat. Știți ce este frustrant? Uitați, vă dau un exemplu. Cum lucrează, cum nu lucrează, sau cum lucrează la Ordin, anumite instituții. M-am întâlnit în weekendul acesta cu niște prieteni, niște colegi. Unul dintre aceștia din Roman a avut ca persoană fizică un control clar cu dedicație, care a durat, știți că un control în România pentru persoane fizice sau micro-întreprinderi nu poate să dureze 45 de zile. El a durat 500 și ceva de zile. Raportul a fost de 736 de pagini, atât este, evident că a fost contestat, au încălcat orice prevedere legală cei care au făcut acolo, pentru o presupusă diferență de venituri de 50.000 de lei, în condițiile în care nu au luat în calcul că soția dânsului a vândut un apartament de 80.000 de euro, etc. Asta înseamnă, asta arată de fapt structura mafiotă din stat, în care... niște oameni de afaceri, dânsul are, de exemplu, firmă, din tatălui a început-o în 93, cred că, și este un om care lucrează, este cu mâinile murdare în permanență, dar cu, de care un om care ai respect, că e de la muncă, sau are mâinile murdare, da? Un astfel de om, pentru că a deranjat niște persoane, au transmis, au venit în control două echipe, 500 de și ceva de zile a durat controlul, de la Suceava la el la Roman, ca să-l coace, să-l pună cu botul pe labe, să-l omoare, da? Bun, din ce înțeleg din discuția, din ce spune și dumneavoastră, domnule Hagiu, și dumneavoastră, domnule Muntean, domnule Coșa, până la urmă, aici să fie problema. Se face, sunt găuri mari la încasări, se face evaziune și atunci se vine cu taxe pentru că sunt mai ușor de pus, mai ușor de colectat? Vedeți, în România există două lumi, două bugete. Un buget oficial, național și un buget negru. Altfel nu se explică anumite cheltuieli enorme pe care această populație le face fără să justifice veniturile. Nu e vorba aici despre corupție, e vorba despre economie neagră care se practică zi de zi la nivel mic. Dacă luăm cifra de bani cheltuită pe un sezon la o stațiune de la Marea Neagră, o să vedeți că depășește cu mult nivelul acumulărilor pe care acei oameni puteau să le facă. Automobilele luxoase, casele din ce în ce mai scumpe, toate astea arată că există ceva care mișcă pe dedesubt. Statul știe de lucrul ăsta, dar nu poate să intervine și nu vrea să intervină ca să îl termine, pentru că este o supapă socială. Dacă n-ar lăsa acest lucru, s-ar întâmpla lucruri grave, pentru că sunt oameni care mai ciupesc, mai fac, mai drept. Problema este că trebuie ca să ai această, cum să spun, onestitate ca să controleze acolo unde trebuie și cum trebuie. Nu să spun un obiectiv. În condițiile astea în care există o economie neagră, care după unii spun că este 18%, alții merg până la 30%, probabil că este ceva între, sigur că statul are pierderi la buget. Atunci când un guvern, ca cel de acum, vine cu promisiuni foarte mari de cheltuieli, cheltuielile care trebuiau să le facă, salariile trebuiau să crească, sigur că are nevoie de bani. Nu are puterea, vă spunem clar și precis, și eu o spun, nu are puterea și nici voința ca să intre în domenii în care ar putea să scoată bani. Mafiile astea mari, din domenii foarte importante. Și aici trebuie să discutăm precis și cu o formă foarte dură. Problema agriculturii în România. Agricultura în România nu mai este prezentată decât prin persoana ministrului, care este un degustător de mare tare, este un fan gourmet. Dar agricultura mănâncă enorm de mulți bani de la România și de la Uniunea Europeană. Ne lăudăm cu el, dar este o evaziune îngrozitoare acolo. Îngrozitoare. Ce s-a obținut la bugetul statului din recolta din acest an? O să vedeți că aproape nimic.
Deci asta o scoatem, nu să intre aici. De ce? Pentru că e capital străin, mai mult decât știm noi, foarte mult, pentru că sunt niște latifundii enorme ale unor personaje care sunt sub protecție politică mereu și știm și asta, și pentru că, până la urmă, e o sursă de bani negri pentru politică. E foarte interesant cum se știu lucrurile acestea, dar nu se face din partea face celor care ar trebui să facă și vă propun să ne întoarcem după... Dacă s-ar vrea, așa cum s-au dus cu elicopterele ca să ia pe vame și aia, care până la urmă i-au adus înapoi, s-ar putea să se ducă undeva să facă un control adevărat, dar nu se face. Se face aici, la colegul domnului Munteanu, pentru că este la Roman, la ăla care face o șaormă în colțul străzii, la societăți care au un dever mic comercial și care îi distruge pur și simplu. Luăm o scurtă pauză, cel care acum este mentorul nostru, între ghilimele, în legătură de politică fiscală, un fost președinte al ANAF-ului, ne dă lecții în fiecare zi, a introdus metoda blocării conturilor, distrugând sute de mii de întreprinderi mici și mijlocii. Trebuie să luăm o scurtă pauză și revenim. Vă mulțumesc foarte mult, în câteva minute ne întoarcem. Domnule Muntean, nu pot să nu remarc o altă statistică interesantă, apropo de care ar fi și cât de mare este legătura doar cu importuri de mașini second hand, cât suprapus și peste faptul că drumurile din România sunt într-o stare nu extraordinară. Una din cinci mașini, am văzut anul acesta, se duc în service între revizii, ceea ce înseamnă că de două ori pe an mergi cu mașina în service. În teorie așa este. 6 din 10 mașini ajung în service, cel puțin 4 din 10 sunt reparate la colțul străzii prin servisuri clandestine. Dincolo de evaziunea fiscală pe care o cunoaște și ANAF-ul, apare și o problemă din perspectiva siguranței în trafic. Gândiți-vă în felul următor. O mașină este proiectată de către producător să fie folosită între 7 și 9 ani. Cam atât. Parcul auto național în momentul de față are vechimea de aproximativ 14 ani. Deci vorbim de aproape dublu perioadei de proiectare de viață a unui autovehicul. Dacă suprapunem o astfel de vechime a parcului auto național și pe o infrastructură proastă, primitivă, cum e cea românească, e clar că mașinile acestea, mai ales acestea care au fost importate în primele 9 luni ale acestui an, peste 400.000, pe o infrastructură proastă, vor avea nevoie de niște intervenții majore în serviciu în următorul an de zile. Pentru că acea mașină este uzată și tehnic și moral și evident că orice piesă în timp cedează. Și aceste mașini, da, într-adevăr, o parte dintre ele vor ajunge în serviciu. Însă, în general, dacă ne uităm la ce mașini au fost înmatriculate, cumpărate, vom vedea că majoritatea sunt din categoria Euro 1, 2 și 3. Ceea ce înseamnă că sunt mașini cam de 15 ani vechime. Lucrul ăsta clar ne va crește vârsta parcului auto. Încă nu am detronat Polonia. Polonia deocamdată este pe primul loc ca cimitir al mașinilor vechi ale Europei, dar România vine repejor din spate. Și mai aduc încă un subiect scurt. E vorba să se introducă acum încă o taxă pentru cei care își cumpără mai mult de 3 mașini, care tranzacționează mai mult de 3 mașini pe an, așa numiți samsari. Eu le spun celor care au inițiat această lege că este proastă din start. Cei care vând, care fac astfel de tranzacții, când vin din străinătate, din Germania și cumpără o mașină, de obicei au împuternicire de la client, de la cumpărător și o cumpără direct pe numele cumpărătorului. El doar primește comisionul. Deci, dragilor parlamentari, nu vă mai chinuiți, o faceți degeaba. Este legat de fenomenul care vă spuneam prin graniță. Vedeți ce înseamnă să nu chemi oamenii care cunosc anumite lucruri la, mă rog, dezbateri. Are perfect dreptate domnul Cristian. Deci măsura, la prima vedere, pare ok, a rezolvat și problema de care vă spuneam eu mai devreme, da? Cu tranzitul peste graniță și adusul mașinilor și pericolul și siguranța rutieră și așa mai departe. Dar nu va fi aplicabilă strict din acest motiv. Deci este o chestiune pe care nu are cum să o cunoască unul care zace în guvern și spune cu nonșalanță că nu-l interesează prețul la pompa carburantului, sau altul care stă în guvern și spune că el nu are mașină personală, că doar soția are și nu știe cât îl costă carburantul, altul care stă la guvern și spune că nu a crescut carburantul și altul care spune că a bătut vântul în Oceanul Pacific și a crescut cotația la baril și din cauza asta s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Eu aș vrea să profit de invitație și de, cred că ultima mea intervenție în emisiune, să spun așa, românilor, atenție ce cumpărați.
De multe ori sunteți tentați să alegeți o mașină second hand la un preț al unei mașini noi pe care o găsiți în producția internă din România. Da? Voi fi eu mai patriot, îmi place și patriotismul local, o fi firma aia, nu o fi nici aia românească, e tot o multinațională, dar produce aici, asigură locuri de muncă. Am observat că se preferă vehicul second hand la 6.000-7.000 de euro din afară, doar pentru că este brand și pentru că și pentru că și pentru că are niște dotări și așa mai departe. Dacă sunteți un om care are o familie, care se gândește la siguranța lui, la siguranța celorlalți participați la trafic, la fiabilitate, la costuri de întreținere mai mici, eu vă recomand să mergeți pe ceea ce înseamnă producția internă și o spun pentru că am constatat în ultima vreme că, virgulă, dacă în primii ani am tras mașini ceva mai bune din Europa și ne-am adus în România, acum chiar atragem rable care sub aspectul comercial bine împachetat, e tabla bună, ciocănim, în spate de fapt se ascunde leopardul care ne pune viața în pericol și care scoate bani nejustificat de mult din buzunar. Am constatat că s-a umblat la sisteme de direcție într-un mod brutal, la sisteme de frânare într-un mod brutal, articulații într-un mod brutal, catalizatoare. Deci sunt manipulate într-un mare fel și nu faceți altceva decât să, și așa sunteți în situația financiară oarecum precară, să dați banii afară din casă pe care și așa nu-i aveți. Eu m-aș gândi de două ori la achiziția unui vehicul second hand astăzi din Europa. La putere sunt turcii și arabii. Deci parcurile de second hand din Europa nu mai sunt ce au fost odată. Și mai ales din Germania. Și mai ales din Germania se umblă la tot. Deci încă tehnologia de protecție n-a bătut șmecheria. Da? Deci, și pentru că suntem foarte aproape de final, mai avem două minute, domnule profesor. V-aș mai citi un mesaj înainte să vă dau cuvântul să trageți o concluzie. Nu suntem de acord cu reintroducerea niciunei forme de taxare în domeniul auto. Plătim deja rovineta, plătim acciza pe combustibil și impozitul. Cât mai permitem politicienilor să ne taxeze, iar infrastructura rutieră să rămână la fel, adică dezastruoasă. Da, e o întrebare perfectă. Cred că trebuie să ne gândim la ea foarte bine, pentru că asta e adevărul. Sunt foarte multe taxe, foarte multe impozite, unele mai clare, altele mai puțin clare. Poate că asta e viața într-o economie de piață, deși nu e întotdeauna așa. Problema este unde se duc banii ăștia. Și telespectatorul are dreptate ca să se întrebe, să face ceva pentru, măcar pentru infrastructură, dacă nu pentru niște mecanisme financiare de facilitare, cum spunea domnul Hagiu, de facilitare la cumpărarea mașinilor din producția internă. Alte țări au practicat într-o anumită perioadă niște mecanisme fiscale, niște facilități pentru a cumpăra producție internă. Dacă Dacia sunt exportate în toată lumea, înseamnă că sunt fiabile. Înseamnă că putem avea încredere în ele, de altfel se vede. Da, e o întrebare foarte bună și mulțumim pentru că ce înseamnă asta? Înseamnă că lumea este interesată de ce discutăm și pentru noi e un stimul, pentru că aceste probleme care ating cetățeanul trebuie să fie din ce în ce mai bine discutate, pentru că prea mult ne înfundăm în probleme generale, globale, ale lumii, ale politicii și nu rezolvăm problemele care apasă pe cetățean în fiecare zi, de când se scoală până când se culcă. Mai ales taxele, mai ales impozitele. Mai ales banii până la urmă. Și felul în care sunt ele sau nu sunt mai degrabă folosite, nu? În economie și în viața de zi cu zi a oamenilor. Bun, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență, domnule Coșa, domnule Muntean, domnule Hagiu. Oricând cu plăcere. Domnilor și domnilor, ne revedem mâine la ora 17:15. Vă doresc o seară bună. Rămâneți acum cu Jurnalul Național TV. La revedere!